Un angajat al complexului energetic Oltenia a fost găsit fără suflare într-un lac de acumulare din zona unei cariere miniere. Bărbatul a plecat la muncă și nu s-a mai întors. Polițiști din cadrul Poliției orașului Turceni au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat în vârstă de 37 de ani din comuna Plopșoru a plecat la serviciu și nu a mai revenit la domiciliu după finalizare. Din cercetările efectuate de polițiști în colaborare cu reprezentanți ai ISU Gorj, a fost identificat cadavrul în zona lacului din cariera minieră Olari. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.